Salutare, prieteni! Astăzi o să vă prezint rapid o aplicație prin care vă puteți manageria singuri mica crescătorie de iepuri. Aplicația se numește Rebetree, o găsiți în Google Play și avem un meniu destul de frumos. Singura problemă e că aplicația este doar în engleză, dar dacă știți puțin engleză o să înțelegeți, dacă nu folosiți Google-ul. Eu folosesc un carnețel. De asta nu mai folosesc aplicația pentru a-mi organiza mica crescătorie. Sunt mai bătrân, aș zice, dar pentru cei dintre voi care doriți să folosiți aplicația, este chiar foarte utilă. Avem Rabbits, aici adăugăm iepuri. Nu o să vă adaug sau chestii, am pus aici doar ca să vedeți cam cum ar arăta. Aici sunt cei activi care sunt buni de montă, cei vânduți, cei tăiați, cei care au murit, cei care s-au retras și nu mai sunt buni de montă, cei imaturi care încă nu au vârsta pentru reproducere, cei cu pedigree bănuiesc că sunt cei cu acte și cei de vânzare. Nu știu ce mai înseamnă astea două, nici eu nu sunt cel mai bun la expresii din engleză când vine vorba de creșterea iepurilor, nici nu știam că masculii se numesc BUC, K, Bucks și femelele DOE, Does, adică nu știam. Oricum, summary aici apar niște informații despre toți iepurii. Trecem rapid prin... Aici avem breeding, unde o să apară montele, putem adăuga una de când apăsăm pe acel plus. Da, tasks, ce trebuie să facem unor iepure, aici am pus din nou ca să vedeți voi, iepure, tăiere unghii, da, unul din task-uri. Finances, am adăugat eu niște cheltuieli și niște vânzări, ca să vedeți cam cum ar arăta. Cam asta e și aici. Din nou, partea asta cu finances mi se pare destul de faină. Am folosit-o mult și breeding-ul l-am folosit pe când foloseam aplicația. Grooming-ul nu l-am folosit pentru că nu-l folosesc. Nu, adică, nu știu, eu am grijă de iepurii mei când cred eu că ar trebui. Nu am o dată fixă. Meat, e ceva ce se folosește doar cu premium și putem trece cât iepuri am tăiat, ce greutate aveau în viu, ce greutate au tăiat, etc. Health, putem pune condiția unui iepure, o să vedeți după ce intrați în aplicație. Weight, e din nou ceva ce poate fi folosit doar prin premium, dar e destul de fain că e un fel de grafic cu greutatea de la prima informație adăugată, să zicem că la 2 luni, la 3, la 4 noi tot adăugăm și graficul tot crește, după ce iepurile ajunge la greutatea de adult, și începe să stagneze, fluctuează foarte puțin și un grafic ca să vezi cam cum merge pentru iepurile alea. Dacă deodată greutatea scade, ceva nu e în regulă. Vaccination aici. O să-mi scuzați engleza de la colțul gurii, da, am trecut din nou eu ceva. RH de mixo, asta e boala pentru care a fost tractat. Pestorin, doză 1 ml, am pus doar pentru a vedea cam cum ar arăta. Bun, e din nou o parte pe care o foloseam destul de mult din aplicația asta, cea cu medicamentația. Videouri de la dezvoltatorii aplicației, destul de informative, destul de utile, despre aplicație, despre iepuri, despre celelalte aplicațiile lor. Shows, din nou am făcut aici o chestie ca și cum ar fi fost la expoziție. Numele expoziției n-am fost, numărul 1 pentru că a fost singurul. La ce a participat n-am scris și locația nu există pentru că n-a fost. Cleaning, nu mă foloseam de treaba asta, le fac curat o dată la săptămână. Totuși aici avem dacă apăsăm pe plusul ăsta, avem niște tricks destul de faine, dar destul de utile, dacă vreți să le citiți. Sunt niște exagerări, bineînțeles, pentru că, nu știu, să cureți în fiecare zi echipamentul de apă, mai ales la o fermă, adică să o cureți la modul serios, e greu, mai ales dacă ne gândim la o fermă de aia de creștere intensivă cu 10 sute, nu poți. Sau eventual poți, nu știu, eu aș fi mers cel o dată la 2 zile, o dată la 3 zile. Oricum, niște chestii destul de importante. Feeding, weaning, din nou nu le foloseam. Tricks, e doar pentru cei care folosesc cresc iepurii pentru a-i dresa, gen cum faci cu cățelușii.
Vorbim un pic despre premium aici, da? Putem trece la premium 12 lei pe lună. L-am avut timp de 2 luni, chiar mi-a fost utilă aplicația, doar că mi-am dat seama că îmi place mai mult să le scriu cu mâna mea într-o cărnețel informațiile acestea. Nu pot face graficul ăsta, deci asta e singurul meu regret. Graficul ăla chiar era destul de util, dar din nou cu premium îl puteți avea. Din nou, fără premium puteți avea maxim 10 iepuri și 2 breeding-uri, două monte, două, dar nu cred că aveți nevoie de mai mult dacă aveți o mică crescătorie în spatele casei. Dacă vreți să treceți pe acest premium, puteți chiar, eu credeam că limita e 50, dar aparent minimul e 50 și puteți merge până la unlimited. Adică, wow. Da, cam asta e ce v-am să vă arăt. Aici din setări alegem în ce vrem să fie măsurată, care să fie moneda, alegem kilogramele aici și sunt mai multe setări prin care puteți trece. Eu am pus ceva așa, aici le-am schimbat un pic ca să înțelegeți cam cum e la mine, dar voi o să puneți datele pe care le folosiți în propria crescătorie. Cam asta e tot ce am vrut să vă arăt. Am folosit un telefon mai vechi cu Google Play Services pe care eu nu le mai am pentru că am un Huawei. Am folosit contul iubitei mele pentru că e un telefon mai vechi de lei. Cam asta e tot ce am vrut să vă arăt. O să vină un clip nou săptămâna viitoare o să fie un clip nou din news. Sper că o să vină pentru că e o perioadă destul de ocupată din viața mea, dar oricum, vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper că vă ajută pe cea mai mare parte dintre voi această aplicație. Sper că vă poate ajuta, chiar dacă nu o să o folosiți întru totul. Nu știu, poate o să aveți nevoie doar să știți finanțez aici pentru că asta e foarte important. Overall sunt pe profit, nu sunt, doar pentru asta puteți să o folosiți. Bine, acestea fiind zise, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare.